Carmen Stănescu s-a născut la 29 iulie 1925 în București. A absolvit Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică, promoția 1948, clasa profesor Mărioara Voiculescu, potrivit site-ului TNB. În 1945 începe să joace și pe scena Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București. Aici interpretează, de-a lungul anilor, peste 30 de roluri, printre care Ileana Consânzeana în Înșirte Mărgărite de Victor Eftimiu, regia Ion Iliescu 1945, Gina în Mitică Popescu, autor și regie Camil Petrescu 1945, Mița Baston în Dale Carnavalului de Ion Luca Caragiale, regia Sica Alexandrescu 1951, Dona Angela în Doamna Nevăzută de Calderon de la Barca, regia Miron Nicolescu 1955, Ana în Omul cu Mârțoaga de George Ciprian, regia Alexandru Finții 1956, Felis în Bădăranii de Carlo Goldoni 1959, Tofana în Patima Roșie de Mihail Sorbul, regia Cornel Todea 1965, Dorina în Tartiuf de Molier, regia Ion Finteșteanu 1967, Nina în Al Patrulea Anotimp de Horia Lovinescu, regia Mihai Berechet 1969. De-a lungul carierei a jucat alături de mari actori precum Silvia Dumitrescu, Timică, Sonia Cluceru, Costache Antoniu, Alexandru Giugaru, Alexandru Finții, George Calboreanu, Emil Bota, Grigore Vasiliu Birlic și mulți alții. Carmen Stănescu a fost distribuită și numeroase filme. Doi vecini, după Tudor Arghezi, regia Geo Săizescu 1958, Bădăranii, după Carlo Goldoni, regia Sica Alexandrescu, Gheorghe Naghi 1960, Runda 6, regia Vladimir Popescu Doreanu 1965, Tinerețe fără bătrânețe, regia Elisabeta Bostan 1969, Frații Jderi, regia Mircea Drăgan 1974. A interpretat roluri și numeroase scenete de televiziune alături de mari actori precum Mihai Fotino, Demrădulescu sau Jean Constantin. I-au fost decernate de-a lungul timpului distinții atât pentru arta actoricească cât și pentru performanțele sale sportive. Titlul de Maestra Sportului 1952, titlul de Artistă Emerită 1964, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer 2000. A primit de asemenea premiul de excelență în teatru cu ocazia împlinirii a 60 de ani de teatru oferit în cadrul festivității Femeile de Succes ale anului 2004. Carmen Stănescu a fost căsătorită cu actorul Damian Crâșmaru. Actrița a murit în data de 11 aprilie 2018.